De aceea, dacă vă uitați, praznicul de astăzi nu are nicio semnificație legată de ce numim noi anul nou. Praznicul pe care îl sărbătorim astăzi este tăierea împrejur după trupa Domnului Hristos sau botezul avraamic pe care Hristos a spus foarte categoric: n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, și el nu face altceva decât vine să primească pe trupul său semnele pământești a botezului, destul de primitiv, al legământului făcut între Dumnezeu și Avram. Toată partea bărbătească să se taie împrejur. Cu un cuțit de piatră se tăia împrejurul prepuțului și sângele care curgea era un semn ca de botez sau ca un fel de mucenicie, să zicem așa, și toți bărbații aceia erau înaintea lui Dumnezeu. Unde găsim această confirmare? Când Solomon a construit templul în 40 de ani, este specificat în Sfânta Scriptură, nimeni n-a avut voie să lucreze la casa lui Dumnezeu decât numai cei tăiați împrejur, adică botezați. Astăzi facem invers. Lucrez și cu ateu, și cu bețivu, și cu musulmanul, și cu necredinciosul, și cu păgânul, și cu oricine ar fi el, și la urmă sfințești edificiul. Acolo s-a păstrat harul sfințeniei încă din cioplirea primelor pietre, pentru că pe atunci Duhul Sfânt nu stătea în om, pentru că omul era în moarte veșnică, păcat veșnic și osândă veșnică. De ce s-a tăiat Hristos împrejur dacă era Dumnezeu? Ca sângele lui să sfințească și să fie de fapt o preînchipuire simplă a ceea ce avea să fie mai târziu și până în ziua de astăzi, sângele care spală iertarea păcatelor. Deci a curățit, propriu zis, altarul templului vechi a jertfelnicului cu sânge pruncesc dumnezeesc, nu cu sânge de țap, de bou și de berbec. Să arate că nu este nălucă, să arate că n-a venit să strice legea, să arate că desăvârșește legea, că de la Hristos nu mai trebuie să ne tăiem împrejur, și să arate că este gata de jertfă și încă din pruncie este Dumnezeu care ocrotește și pronează lumea. Însă ce ar trebui să mai știm noi astăzi la acest lucru? Că de-a lungul Vechiului Testament și până astăzi au fost mai multe botezuri. Primul botez pe care noi l-am avut a fost și necul de la potop și trecerea prin Marea Roșie și tăierea împrejurul lui Avram și spălarea cu apa lui Ioan de la Vitavara, din ținutul Iordanului. Și apoi botezul lui Hristos, cel cu Duh Sfânt și cu foc. Eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și mai avem botezul sângelui sau al muceniciei, mai avem botezul lacrimilor, care înseamnă pocăința, și mai avem botezul apocaliptic al parusiei sau cu foc, care va fi atunci la chemarea trâmbiței și la glasul arhanghelului, când într-o clipeală de ochi toți vom fi la judecată și vom lua cel ce a făcut cele bune, bune, și cel ce a făcut cele rele, rele. De ce v-am amintit aceste felurite botezuri? Ca să înțelegeți că omenirea a trecut prin anumite stări de purificare duhovnicească prin voia lui Dumnezeu, dar niciun botez nu este mai desăvârșit ca botezul în Iisus Hristos, prin întreita afundare, cel pe care îl practicăm noi astăzi, și tremură mamele să nu se nece copiii și vin cu scutire de la medic și tot felul de povești. Mi-a zis odată una: părinte, n-are voie să ia contact cu apă. Zic, lasă să-l botez cu vin. Am tăcut din gură, mă ia copilul apă și n-am băgat-o în seamă. După aia s-a iritat ea așa puțin și a zis: doamnă, dar nu îl speli acasă în cădiță? Da, da, apa e caldă. Bagă mâna aici în caldă. Și era caldă. Și că n-am știut că sunt botezați cu apă caldă. Nimeni nu e absurd și biserica nu face atrocități și criminalități. Dar nu poți să lipsești pe un om de taina botezului, fiindcă pierde haina luminoasă. Dă mie haină luminoasă cel ce te îmbraci cu lumina și ca și cu o haină. Afundarea de trei ori în Cristeni este moarte și înviere cu Hristos, și spune Mântuitorul lui Nicod din Sfetnicul de Taină, de nu se naște omul din apă și din Duh, nu intră în Împărăția Dumnezeu. Și am încheiat capitolul tăierii împrejur, în restul v-am pus în sinaxar
Dacă vă uitați în pagină, îndeamănunt tot ce trebuie despre tăierea împrejur, cine este curios și teolog și vrea să afle mai multe taine. Mergem la cel de-al doilea prăznuit astăzi și pe această cale, că îi cheamă fie Vasile sau fie Vasilica, e ziua onomastică de sfințenia numelui celor ce poartă aceste nume. Pe lângă acest mulți ani, care s-a cântat și ieri toată ziua, și azi noapte, și petarde, și pahare cu vin, și șampanie, și o ciocnire la masă, și un închinat de pahar, noi trebuie să ținem cont că acești ani care îi primim la Dumnezeu să fie rodnici. Asta, Sfântul Vasile cel Mare a trăit doar 50 de ani, jumatea vieții. Dar a lăsat în urmă o adevărată operă divină. Mai întâi, este primul care pune bazele spitalelor sau vasiliadele și tratament și hrană și îngrijire, de unde s-a și tras apoi târziu și până în zilele noastre bolnițele la mănăstiri, pentru cei bolnavi nu se duceau la paliative pe vremea aceea, că nu erau metode moderne cum avem astăzi cu injecții, cu perfuzii, cu doctori, cu animație, cu ATI, cu așa. Nu! Îl duceai în bolniță și îi dădeai leacuri după pricepere. Cei mai sănătoși îi îngrijeau ca să nu-și piardă plata. Sfântul Vasile se spune că printre toate avea un ucenic foarte sporit și a rămas mirat când a văzut că acela îngrijea un lepros. Știți că lepra era o boală care dacă pui mâna să ia și mori. El îl îngrijea cu toată plăcerea, nu avea nicio treabă și atunci Sfântul Vasile s-a smerit și a stat 2-3 zile cu leprosul și a văzut cât de mare e taina lui Dumnezeu, că boala nu se ia dacă ai dragoste. Vedeți ce antidot mai tare ca bioticele și ca lexusul ăsta, ca care îl luăm, sau nexiu. Mergem mai departe și spunem din viața Sfântului Vasile curajul de mărturisire al credinței și avem acea istorioară care am tot trepetat-o de zeci de ori, dar poate unii n-au auzit-o niciodată, când arienii au ocupat abuziv o biserică în Capadocia și el a spus: nu ne certăm, nu ne batim în săbii, religia nu este motivație de război ideologic, teologic sau religios. Închidem biserica, punem lacăte și ne rugăm. Dacă se deschid ușile la rugăciunea voastră, e a voastră, dacă se deschid la rugăciunea noastră, e a noastră, dacă nu se deschide la noi, tot voi să o luați. Și le-a surâs arienilor. Numai că Sfântul Vasile, care era iluminat și plin de Duhul Sfânt, s-a dus în fața bisericii, în odăjdiile arhierești, a bătut de 3 ori în ușă și a spus cuvântul care l-a spus Hristos la porțile iadului: deschideți-vă voi porți veșnice să intre împăratul slavii. Un vânt puternic a smult pecețile și lacătele, ușile s-au dat singure în lături și poporul a intrat cântând în biserică: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milești pe noi, cu excepția de a vă aminti că întâi arienii s-au rugat și biserica după 3 zile nu s-a deschis. Așa că trebuie să înțelegeți cum să faci o minune și nu scamatoriile de azi, că ai avut ou sub talpa ușii și scame în pernă. Pernele de la o vreme se mototolesc, trebuie aruncate și date foc, că sprinde de acarien și e una proaspătă. Nu stai să mergi la preot să-ți citească pe pernă că ai draci în ea, draci sunt capul omului. Alt lucru important în viața Sfântului Vasile: asceza, teologia, învățătura și scrierile. Una din cele mai frumoase cărți care îl încununează este și Hexaimeronul sau Omilii la facere sau Facerea Lumii în 6 zile. Și apoi, pe lângă aceasta, mai are niște învățături despre Duhul Sfânt și reguli mici și reguli mari în viața monahală, el fiind un ascet prin definiție. Spune așa o glumiță a vremii, că unii, dacă nu-l puteau imita la trăire, măcar la îmbrăcăminte, la barbă, la mers și la comportament. Dar Vasile, de când s-a născut și până când a ajuns la sicriu să plece în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, spune că n-a cunoscut decât 3 lucruri. Drumul spre școală,